Ce tradiție păstrai în copilărie și ai vrea să o păstrezi și cu copiii tăi? Asta cu... Pe vremea mea nu exista moș Crăciun, exista moș Gerilă. Să podobim bradul împreună și să ne bucurăm de sărbători. Adică, eu știu, de... Era și pe vremea asta, 1 iunie, 1 mai, să ne jucăm. E foarte important pentru că este o generație care depinde foarte mult de asta, de tablete, de tot soiul de chestii, de tot soiul de jocuri pe care noi nu le-am avut, de exemplu. De jocuri violente. Am noroc de un băiat bine crescut, căruia nu-i plac jocurile violente. Însă, sigur că tableta l-ajută să învețe, de exemplu, mult mai bine decât toată generația lui limba engleză. Dar asta nu înseamnă că nu mi-aș dori și încercăm să facem lucrul ăsta, să ne jucăm în aer cât mai mult. Care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ți-au dat-o părinții tăi? Cea mai ciudată? M-au bătut de câteva ori, dar n-are rost. Cele bune să se adune, cele rele... Nu era ciudat atunci. Da, nu era ciudat atunci. Nu știu, nu mi-aduc aminte și prefer să cred că au fost accidente de parcurs. Să trecem peste. Spune-mi ce materie nu ți-a plăcut la școală și cu ce ai fi vrut să o înlocuiești. Stai mă așa, deci în primul rând mie mi s-a întâmplat lucrul următor. Eu la 16 ani, când eram la treapta a doua, cum era pe vremea aia, m-am dus la părinții mei și am spus: eu aș vrea acum să învăț mai multă română, pentru că eu vreau la filologie istorie, că vreau să mă fac jurnalist. Era anul 1986 și părinții mei mi-au spus: ce o să faci? O să te faci mincinos să scrii în ziare? Noi te-am crescut să fii un copil bun, care să nu mintă, care să-și facă o meserie. Treci și învață matematică și fizică. Și a băgat băiatul matematică și fizică și am intrat la o facultate în 91, facultatea de instalații, cu bursă. Deci mintea mă ducea. Da. Odată intrat la facultatea de instalații, erau niște chestii care efectiv de la un moment dat mi-am dat seama că pe mine mă depășeau. Am avut un examen la chimie, în anul întâi de facultate, în care era o doamnă, uite cam așa arăta doamna profesor. Și care vorbea într-un așa, cred că doamna Dobre o chema. Toată lumea se uita, nu înțelegea nimic. Dar nu-i explica, nici nu-i interesa. Ea spunea banda și pleca. Bă, cum să iei examenul? Nimeni nu înțelegea nimic. Am învățat cap-coadă 14 cursuri grele, mă, ca o poezie le știam. Dar nu înțelegeam absolut nimic. Am luat nota 7. A doua zi am uitat tot. Prin urmare, aș scoate toate lucrurile care sunt atât de complicate pentru viața unui om. Dar din orice lucru, chiar și din chimia aia, poți să faci o poveste. Doar dacă ești dăruit. Totul depinde de dascăl. Așa cum eu mulțumesc lui Dumnezeu că Tudor al nostru are un învățător, pâinea lui Dumnezeu, și o învățătoare de engleză minunați amândoi, așa e foarte important. Cine îți deschide ochii, ăla te face să iubești absolut orice. Dacă ai putea avea o singură superputere, care ar fi? Să fie fericită familia mea și să nu fie atinsă de boală. În ce univers dintr-un joc sau film ți-ar plăcea să trăiești? Complicat. Îmi place universul ăsta, pentru că în universul ăsta am reușit să fac foarte multe lucruri. Și n-aș putea spune că există un univers. Dacă ai căuta ceva care să ți se pară că este idilic, de exemplu, ai ajunge cam povestea aceea în filmul cu Jim Carrey, Truman Show, în care totul părea absolut perfect. Numai după cum am observat și acolo, cerul era de hârtie. Prin urmare, mi-aș dori să fiu pe planeta asta, în lumea asta, și dacă toți ne-am ocupa puțin mai mult ca planeta asta să fie mai bună, chiar filmele n-ar fi atât de științifico-fantastice. Și n-ar trebui să visăm să fim acolo, da. Exact. Care a fost primul tău loc de muncă? Da. Primul meu loc de muncă a fost în 1991 la o revistă, la un ziar, că v-am zis că asta a fost treaba. Primul lucru pe care a fost așa cu plus a fost în 1990, de ziua mea, de 9 martie, era după Revoluție, și împreună cu un prieten am vândut ziare de ziua mea. Mai nimic, era un ziar, Săptămâna Studențească, n-a existat, era un fel de distracție, ce să facem ciudat de ziua unui om, și am vândut ziare. Dincolo de treaba asta însă, cu gura mare, la Piața Romană, ca să zic așa, că așa se vindeau ziarele pe vremea.
aia, nu se fiscaliza nimic, a veselie și antren. În 1991 tatăl meu lucra la, pentru că și el a avut acest talent apropo de scriitură, la o revistă a poetului Mircea Micu, se numea Viața Capitale și scria o pastilă de fotbal. Și într-o bună zi m-am dus eu, tata scria și am scris și eu varianta mea și am zis, uite, el s-a uitat așa la mine, mi-a corectat-o că era tata la, da? După care s-a dus, omul, Dumnezeu să-l ierte, Mircea Micu s-a uitat, un celebru poet și scriitor și zicea, băi, ăsta Micu e talentat. Prin urmare am început o colaborare acolo și încetul cu încetul era pe o parte tata, pe o parte eu, după care am luat locul tatălui meu la acea rubrică, lucru care el a fost, cu care el a fost mândru. Da. Cu carte de muncă am fost la revista Cuvânt în 1992, unde eram șef de secție la secția sport. Iar în 1995, adică a fost cu contract de colaborare, în 95 la 22 de ani, eram redactor șef la revista VIP și mi-au zis ăștia, hai bă să-ți facem și noi carte de muncă. Gata, șeful, că eu n-am venit, munceam, era în regulă cu banii și s-au dus și zică, redactor șef revista VIP 22 de ani. S-a uitat aia de la cărțile de muncă și nu se poate așa ceva. Cum să fie mucosul ăsta la 22 de ani? Du-te, domnule, stai o secundă, hai să-l vedeți. Acolo a fost, deci, prima mea carte de muncă, prima funcție a fost redactor șef revista VIP. Care este prioritatea numărul 1 în viața ta acum? Copilul să fie sănătos, puternic, lipsit de emoție, să aibă o educație bună. Lucru la care, cu care ne ocupăm tot mai mult, pentru că lucrul ăsta e mai important decât orice fel de lucru din, decât orice lucru din carieră. Și să deschid noi lucruri interesante și noi orizonturi în carieră, apropo de ideea de a spune povești sau de a le face mai frumos. Dacă ai avea $1,000,000, ce ai face cu el? Vrei să spun bancul ăla tare? Cu omul care a câștigat la loto $1,000,000, nu mai știi? Dom'le, ce sondajul lume, ce se întâmplă dacă ai câștigat €1,000,000? Vine în Franța și zice, domne, ce vreți să faceți cu asta? Domne, François zice, domne, aș vrea să-mi cumpăr o casă foarte frumoasă, aș vrea să investesc pe Valea Loarei, undeva foarte frumos. Și cu restul? Domne, cu restul mă distrez și eu, mă duc în vacanță și păstrez ceva în bancă. John, domne, eu aș vrea să-mi fac o chestie pe IT foarte mișto, că am eu niște prieteni. Și cu restul? Bă, cu restul fac și eu niște vacanțe, îi dau lui maică-mea care are o problemă de sănătate și păstrez ceva în bancă. Și românul, domne, ai €1,000,000, ai câștigat la loto, ce faci cu el? Îmi plătesc datoriile. Și cu restul? Restul să mai aștepte, băi. Bun. Bun. Dincolo de... Da. Să trecem la lucruri serioase. Dacă aș avea $1,000,000, i-aș pune bine și m-aș mai relaxa un pic. Pentru că munca asta este nebunească și la un moment dat chiar și banii ăștia îți dau o anumită relaxare. Nu trebuie să mai tragi ca nebunul. Nu poți să mâni pe Dumnezeu. E bine, dar cum ai fi, dacă ar fi. Da. Chiar și duminică într-o zi, da? Ce ai face altfel dacă ai ști că nimeni nu te judecă? Eu nu regret nimic din ce am făcut, mai ales greșelile, că din greșelile am învățat. Lumea te judecă oricum, nu există. Este o situație ipotetică. Da. Lumea te va judeca pentru că bârfa este natura noastră umană și noi câștigăm bani toți din chestia asta. Corect. Și dacă există bârfă, există și judecată. Că ce spui? Stai în living și spui, l-ai văzut, mă, pe ăla? Ai văzut ce a făcut? Aia și aia, pe asta nu-i judecată. Da. Deci, e frumoasă ipoteza asta, dar însemna să-mi pierd pâinea. Dacă ai mai avea o săptămână de trăit, ce ai face? I-aș petrece numai cu familia mea. Ca să încerc să-mi umplu sufletul în zilele alea cu ceea ce cu adevărat a meritat. Cu băiatul și cu Ana. Care este acel lucru pe care ai spus că nu-l vei face niciodată, însă l-ai făcut? Am greșit odată și am dat un interviu și m-a întrebat pe cine nu aș chema la emisiune. Numai că, vedeți, și în meseria asta, standardele de realizator de emisiune de seară cu vedet, standardele la unele în 2007, pentru că în prima săptămână a emisiunii Agentul VIP au venit Gheorghe Dinică, Ștefan Iordache, Elena Udrea, Mihai Morar, Claudiu Niculescu cu Diana Munteanu, Iurie Darie cu Anca Pandrea, Iuri Pascu, cam în prima săptămână. Acum lucrurile sunt altfel. Lumea s-a schimbat. Așa că am spus că anumiți oameni nu o să ajungă niciodată. Și câțiva, vreo 2-3 dintre ei au ajuns. Și acum reformulez.
aș chema pe oricine, pentru că orice poveste merită spuse. Am avut și fete care veneau și povesteau, domnule, erau de-astea BDSM-iste. Da, dar aia avea o poveste interesantă în viața ei. Avea un copil bolnav, deci acea meserie o făcea pentru că avea o dramă interioară. Orice om are o poveste care merită spusă, fără să judeci foarte tare, că dacă așa ar fi foarte bine. Prin urmare, asta facem și în rest, repet, nu aș schimba absolut nimic, pentru că eu cred că am făcut ceea ce trebuia, eu fiind un tip tolerant de felul meu și care înțelege multe. Până mi se pune pata și de atunci s-ar putea să nu mai vorbești niciodată în viața ta cu mine. Care este cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Totdeauna pentru mine despărțirile profesionale au fost grele pentru că m-am atașat de oameni. Eu sunt, la un moment dat, Radu Moraru, într-o emisiune cu ani de zile, mi-a spus că sunt un dinozaur. De ce? Pentru că eu când m-am dus într-un loc am lucrat minim 10 ani în locul ăla. Că a fost la radio 10 ani, că a fost la revistă 15 ani, că a fost la Antena 2, Antena Stars 12 ani, că am făcut la Intact Media Academy de atunci de mai luat de sunt 6 ani. Mie mi-e greu să mă despart de oameni și să încerc să merg mai departe. Întotdeauna mi-a fost greu să fac lucrul ăsta. Sunt oameni în viața mea de care mi-a fost foarte greu să mă despart, dar dacă am făcut-o înseamnă că ei au meritat-o cu prisosință, deși mi-a fost foarte greu, dar n-am văzut nimeni asta. Ce ai învățat din ultimul tău eșec major? Vrei să spun ceva? Eu cred că atunci când eram mic, scăldătoarea a fost plină de treabă maro. Pentru că n-aș putea spune că am avut eșecuri majore în carieră. Din punct de vedere al vieții, orice băiat... Deci eu m-am căsătorit la 35 de ani, atunci când ai și tu mintea întreagă și poți să înțelegi despre ce e vorba, să nu faci tâmpeni. Orice băiat a avut iubire, orice băiat a avut dezamăgiri, orice băiat a fost lăsat, până când o dăm pe curat, a venit persoana numărul 1 și cea cu care te completezi, nu am niciun eșec major din acest punct de vedere. Din punct de vedere al carierei, nu pot să spun că a fost un lucru în care mi-a ieșit prost. Repet, eșecuri majore am avut în încrederea pe care am dat-o anumitor oameni, dar, repet, în momentul în care mă simt dezamăgit, simt că lucrul ăla, omul ăla nu mai merită interes și cu asta basta. Deci, ultimul meu eșec major poate să fie acum mai mulți ani de zile când am fost atât de dezamăgit de niște oameni și n-aș vrea să... pentru că n-ar fi bine pentru nimeni, încât am ales să mă opresc și să tac. Și gata, nu sunt tipul violent și nici răzburător. Să mă opresc.